Nathan Beats. Jello Beats, holla at me. Azi e ziua în care nu scot mașina din parcare. Asta pentru că nu am mașină și nici voce ca să cânt. Chestia asta n-are cum să intre în vlog, e imposibil să intre în vlog chestia asta. Absolut imposibil, nu-i ca și Doamne ferește. Astăzi este ziua în care Ariel primește o tabletă în teste. Ariel de obicei nu face chestia asta, dar astăzi primește o tabletă în teste. Asta înseamnă că o să o ia și o să o folosească pe cât de mult poate ca să vadă cât de bună sau proastă este. Și apoi să spună lumii părerea sa. Bun, am primit tableta în locul laptopului meu preferat. Astăzi voi lua cu mine tableta și, în fine, nu doar astăzi, toată săptămâna asta o să iau cu mine tableta. Și zilele ce urmează o să văd cât de eficientă este. Am primit la ea și o tastatură. Da. Ok. Astăzi am genul ăla de vlog în care vorbesc mai mult decât pun muzică sau mă dau cu bicicleta. Iubesc luna decembrie pentru că este atât de agitată încât mă face să apreciez lunile în care nu există agitație, precum luna ianuarie. Iubesc luna ianuarie, pot să stau în fiecare zi sub plapumă, fără să mă bată nimeni la cap și fără să simt că cineva are nevoie de mine. În luna ianuarie, curieratul moare sau intră în hibernare oarecum. Magazinele online nu mai au vânzări sau le scad foarte mult vânzările. Bun. Astăzi este una dintre acele zile în care se întâmplă iarăși foarte multe chestii și nu sunt genul de chestii pe care le pot arăta filmându-mă. Sunt genul de chestii care mă țin aici la calculator și nu mă prea scot din casă. Până diseară. Diseară trebuie să vorbesc pentru 5 minute la atelierul Damblalelor, în care să vorbesc despre o chestie care m-a făcut pe mine cumva să mă schimb. Eu iubesc la nebunie să vorbesc în public, îmi place atât de mult să vorbesc în public. Chestia asta a început acum ceva ani când mă uitam pe niște TED Talk-uri pe net și am început să apreciez foarte mult oamenii care sunt capabili să vorbească bine în public. Vroiam să fiu ca ei. Și mi-am dat seama că singura metodă ca să fac asta și să o fac bine este să mă pun în situația în care trebuie să vorbesc în public, desigur. Nu știu ce naiba a fost în cap meu, eram mic, nu știu. Cred că abia împlinisem 18 ani sau eram pe acolo. Așa că mi-am găsit un subiect despre care îmi plăcea să vorbesc, era vorba de atitudine. Citesem o carte care îmi schimbase viața, una de dezvoltare personală. Știu că sunt mulți hateri, oameni anti-dezvoltare personală. E ok, eu sunt ok cu dezvoltarea personală până într-un punct. Și m-am gândit că aș putea să închiriez o sală, să invit oameni și să le vorbesc, să văd ce iese, să fac ceva interactiv, să vorbesc, dar să vorbesc într-un fel cât mai interactiv. Și am făcut chestia asta, au venit vreo 8 oameni în sală, maxim 8 oameni. Unul era tata, una era mama, una era prietena mea, una era sora mea, erau niște prieteni. Cred că o singură persoană era o persoană pe care chiar nu o cunoșteam, maxim 2 persoane. Și a fost cel mai mare fail din viața mea. Adică am vorbit incredibil de prost. Faza e că am repetat chestia asta și chiar dacă mi-am dat seama că am vorbit prost, eram dispus să merg mai departe, să vorbesc mai bine. Și de-a lungul anilor am început să vorbesc tot mai mult și tot mai bine și să-mi fac prezentări mult mai bune și să fiu tot mai amuzant și să primesc tot mai multe felicitări. Și am ajuns să fiu și plătit pentru a vorbi în public, ceea ce mi s-a părut excelent. Adică ăla e punctul în care știi că ai început să faci o treabă oarecum bună sau destul de bună atunci când începi să iei bani pentru ceea ce faci, cred eu. Deși nu ăsta era scopul meu, adică nu mă apucasem să vorbesc în public pentru că vroiam să fiu plătit ca să vorbesc în public. Sub nicio formă. Vroiam doar să știu să vorbesc bine în public pentru că sunt de părere că un lider ar trebui să știe să vorbească bine în public. Și în tot felul de momente din viață, cumva este nevoie de lider. Și uneori m-am trezit ca fiind acel lider și m-am gândit că, hei, trebuie să pot fiu capabil să vorbesc bine. Așa că astăzi trebuie să vorbesc 5 minute. Este un truc foarte bun. Îmi scriu aici câteva lucruri, câteva cuvinte cheie și e de ajuns să trag ochiul pe mână, să văd ce am scris și mi-am amintesc perfect toată ideea. În aproximativ o oră trebuie să mă văd cu cineva care s-a oferit să fie curier la tribu în perioada asta, să încerce să fie curier la tribu. În perioada asta tribu a explodat și e normal, este decembrie. În luna decembrie sunt multe comenzi, în luna ianuarie sunt foarte puține comenzi, așa că în perioada asta este super agitație. Acestea fiind zise, acum o să-mi pregătesc speech-ul.
Apoi o să am întâlnirea cu acel curier, viitor curier, sper să fie un curier. Și apoi o să filmez probabil puțin din speech-ul meu de la Dambla. Sau poate să-l filmez pe tot, habar n-am, nu știu, poate e o idee bună. Cert e că astăzi nu o să prea filmez pe bicicletă, nu prea am chef să mai filmez pe bicicletă, deși a fost o zi frumoasă, dar gata, deja apune soarele. Doamne, cât de mult pot să vorbesc în fața camerei, bine că sunt singur acasă, altfel ar fi foarte ciudat. Bun, mi-am făcut schema asta, pe baza ei o să vorbesc fix 5 minute. Între timp, cred că o să mă duc să fac 2 livrări ca să ajut echipa, pentru că suntem supra solicitați. Și probabil că nu o să apuc să filmez. Puh, ce zi! Air mode on. Prima livrare ridicată. Ăsta stă pe avarii. Ăsta stă pe avarii aici singur. Cea mai nouă firmă de curierat pe bicicletă, Curierix, am auzit de ei și nu i-am văzut niciodată. Și astăzi ne întâlnim. Cum merge? Cum să meargă? Ca dracu, nu? Chiar ca e dracu, full. Da. Vă salut, merge. Succes, am maxim. Mă bucur că ne-am văzut. Și noi. Spor la treabă. Să nu mă spuneți că trec pe roșu. Foarte fain. Prima dată când îi cunosc pe oamenii ăștia. Când te oprești la semafor și vezi un sticker cu tribul care a fost trup de concurență, știi că ceva... Nu e în regulă. Și nu cred că-s băieți de la Curierix, sub nicio formă. Prima livrare. Deci mi-a luat foarte mult să învăț cum se folosesc aceste lifturi. Ai 6 lifturi și ai 2 sau 3 tastaturi la care spui la ce etaj trebuie să mergi. Și apoi el îți zice ce lift trebuie să folosești. Și apoi când intri în lift, nu ai butoane. Și te duce exact unde ți-a spus că o să te ducă. Mi-a luat atât de mult să învăț chestia asta, am intrat în atâtea lifturi greșite. Bun, prima livrare e făcută, mai am una, apoi întâlnire, apoi 5 minute. A, nu te-a furat nimeni? Cum de nu te-a furat nimeni? Ce ciudat. Băi, bucureștenii ăștia nu fură biciclete. Uite un domn care face curierat pe bicicletă. Este ora 17, la ora 17 trebuia să mă văd cu viitorul nou curier. Mai am de făcut să duc a doua livrare, trebuie doar să o las. Și Google Maps îmi zice că o să ajung, nu, ca să citesc, Google Maps a zis așa. De fapt, doamna aia de la Google Maps cu care îmi șoptește în urechi când să fac stânga și când să fac dreapta, a zis: "Traffic on your route is as usual." Și că o să ajung la 17:44. Ceea ce e imposibil, n-am cum să fac 44 de minute până acolo. Deși toată harta e roșie la ora asta, e 5. Google Maps zicea că ajung, mamă cum mi se văd de vena asta. Google Maps zicea că ajung la și 44, este și 22 și am ajuns la destinație. Îmi pare rău că mă așteaptă tipul ăla, mă așteaptă de atâta timp, îmi pare rău. Ok, al doilea colet livrat, un succes. Totul făcut sub 2 ore, ambele livrări. E atât de aglomerat orașul și sfat, faceți-vă firmă de curierat, sfat. Iar nu te-a furat nimeni? Oh, fuck. Cine ar fi crezut azi că ajung în Pipera? Cine ar fi crezut? Eu nu? Cum trec eu de bariera asta? Ha, fucking shit. De data asta am legat-o de o masă, pentru că nu aveam de ce altceva. Probabil că asta e bicicleta lui Dan care mă așteaptă. Went back to school, finished my school there, and then from the 10th grade I moved to a different state school. But I lived from the first grade to the 9th grade in the private school and I thought it was cheating. But then when I got to the state school, I found out that that's actually cheating. So I was like, whoa, now I have what to blog about. But the director, he knew all my story, all my background, right? So he was like, listen, don't write about us. And this is me, short. Thank you. Oh shit, mi-au furat bicicleta. Nu era chiar aici, legată de o masă. Este 10 fără
7 minute. E 10 fără 7 minute. Și tocmai am terminat a doua întâlnire cu un potențial curier la Tribu, care începe mâine. El e Liviu. Salut. Și mi-a văzut vlogul, ceea ce e foarte tare. Asta a fost. Ce zi lungă și frumoasă. Da, a fost ok. Ai auzit bușitura? Incredibil, acum am trecut pe acolo. Da. Oh my fucking god.